Diferiți, dar asemănători. Suntem diferiți sau asemănători? Iată o întrebare la care vom găsi împreună răspunsuri la ora de educație interculturală. În vacanța de vară mult așteptată, Alexandra va participa cu mare entuziasm la o tabără internațională. Este nerăbdătoare să-și cunoască colegii alături de care va petrece 2 săptămâni magice. În cele 2 săptămâni vor împărți aceleași camere. Își vor împărtăși din experiențele și culturile lor, vor participa la activități creative și recreative. Odată ajunși în tabără, sunt puși în situația ca fiecare participant să-și aleagă colegii de cameră. Este o alegere ușoară pentru Alexandra? Cu cine credeți că va alege Alexandra să stea în cameră? Ajută-o pe Alexandra să-și aleagă colegii de cameră. De ce ai ales să stai în cameră cu... De ce ai ales să nu stai în cameră cu... Gândește-te la oameni din viața ta în care să regăsești lăsături și culturi similare cu cele ale colegilor tăi de tabără. Ce ai simți și cum ai reacționa dacă ai fi tu cel respins pentru că ești diferit?